Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Al lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Hristos Iisus. Amin. Când am început să vorbim despre împărații lui Israel și despre cele două regate, împărțeam perioada aceea până la dezbinarea împărăției și după aceea. Cu voia Domnului ne vom opri în dreptul celui de-al treilea împărat, Solomon, ultimul din cei trei, deci Saul, David și el, înainte de a se dezbina, de a se rupe în două Țara Sfântă, fază în care au rămas până la căderea lor, la pierderea independenței, la ducerea în robie. Pe Solomon l-am numit în mod arbitrar, dar ținând cont de anumite aspecte, împăratul aurului. Dacă deschidem scripturile la 1 Împărați, capitolul 3, se poate observa încă din făgăduința divină că el va reprezenta epoca de aur, atât în ce privește bogăția și bogăția de-a lungul istoriei a fost evidențiată cu foarte mici paranteze prin aur și de asemenea în ce privește slava, versetele 12 și 13. Voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va mai scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine, inegalabil în bogăție și în slavă. Argintul, materialul care se condează, aurul, era la mare distanță de primul, n-avea nicio valoare. Până și ustensilele și uneltele și pereții la templu erau de aur în vremea lui. Totuși, privind la Solomon, de la slava templului, constituită în primul rând nu de aur, ci de prezența Domnului, observăm cu durere că el de-a lungul vieții a decăzut și a ajuns pe lângă templu să facă și alte înălțimi idolatre. Astfel, în capitolul 8, versetul 11, observăm un moment special al slavei la inaugurarea templului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Adică, așa cum spunem noi, când este câte o revărsare de har, când nici cei mai mari nu mai slujesc, când intră direct în slujbă Dumnezeu și noi asistăm cu plăcere la derularea lucrurilor sfinte. Dar de la acest moment înălțător, întoarceți la capitolul 11, citesc aici doar un verset, vom reveni mai târziu, versetul 7, observăm deplasarea lui Solomon. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, idolul, urciunea Moabului, pentru Moloc, un alt idol, urciunea fiilor lui Amon. Parcă de neimaginat. Haideți să intrăm în detaliile acestui împărat. Am împărțit lecția aceasta în două. Prima parte, înțeleptul Solomon, și a doua, nebunia lui Solomon. În ce privește înțeleptul Solomon, un prim subpunct, Solomon împărat. În 1 Împărați, capitolul 1, este prezentată instalarea unui alt fiu al lui David, Adonia, care s-a înțeles cu câțiva oameni de stat, fie din domeniul armatei, fie din domeniul religios, și s-a autoproclamat împărat. Spune versetul 25, el s-a pogorât astăzi, a tăiat boi, viței, grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpetenile oștirii și pe preotul Abiatar, și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic, trăiască împăratul Adonia. De reținut, când Dumnezeu cheamă într-o lucrare, într-o slujbă pe cineva, Dumnezeu îl și instalează. Solomon n-a făcut nimic. Nu s-a dus la tata lui să reclame, mi-ai promis mie împărăția. Nu s-a dus să vorbească cu alți oameni din stat să se proclame și el și să lupt, să fie un fel de război civil, cum a fost în Israel altădată.
Alții s-au luptat pentru el, în mod special prorocul Natan. Și Dumnezeu a rânduit ca să se miște lucrurile în vederea împlinirii voiei sale, așa încât în versetul 39, citim, preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort și a uns pe Solomon. Au sunat din trâmbete și tot poporul a zis, trăiască împăratul Solomon. Și Adonia, rivalul lui, declară, versetul 15, știi că împărăția era a mea și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Nu știu exact dacă asta era sau nu orientarea poporului, dar finalul punctează un mare adevăr. Dar împărăția s-a întors și a căzut fratelui meu, pentru că Domnul i-a dat-o. În lucrarea sfântă, repet, când Dumnezeu cheamă un om, el nu trebuie să facă nici campanie, nu trebuie nici să se sfărâme, nici să se îngrijoreze. Dumnezeu poate să rânduiască lucrurile pentru ca să-l instaleze. Apoi, rămânând tot aici, vreau să citim din 2 cu 3 și 4, fișa apostolului Solomon. Adică, dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare, am spus că El te pune, grija ta trebuie să fie ce ai de făcut în acea lucrare. Vedeți, este o diferență. În Noul Testament spune, de exemplu, în 1 Timotei 3 cu 1, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Se poate înțelege în două moduri. Unii care râvnesc, nu neapărat episcop, orice altă slujbă, să ocupe acel post și alții care au grija să facă ceea ce ar cere acel post. La fel, datoria lui Solomon era să își facă datoria la locul lui. Și David îi zice, păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine. Condiția, dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de înurmași pe scaun de domnia lui Israel. Așa i-a spus Dumnezeu la Israel la modul general când i-a scos din Egipt. Câtă vreme veți trăi la locul vostru așa cum trebuie, nimeni nu vă va râvni țara. Câtă vreme au fost pocăiți, n-au venit popoare din jur să le ia țara. Câtă vreme împărații își făceau datoria, nimeni nu putea să-i mute de pe scaunul de domnie. Era a lor. Și Dumnezeu îi spune, Andrei cu 14, reluând aceeași idee, și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David tatăl tău, îți voi lungi zilele. Dacă și câtă vreme Solomon a fost credincios, tot Israelul i s-a supus. Deși a fost tânăr, gândiți-vă câte lupte a avut David. Însă, în cazul lui Solomon, după cum i-a promis Domnul, a lăsat pace în jurul lui și nimeni n-a putut să-l destabilizeze nici pe el, nici să afecteze țara. De exemplu, în 1 Cronici 29, observăm cum Dumnezeu îl susținea în slujba aceea. 29 de la versetul 23. Solomon a șezut pe scaun de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul a ascultat. Toate căpetenile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David s-au supus împăratului Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon sub ochii întregului Israel și a făcut domnia mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. Să rămânem așadar cu principiul acesta. Când Dumnezeu te instalează într-o slujbă, dacă îți faci datoria, dacă trăiești cum Domnul vrea, cum se cere, nimeni nu-ți poate afecta slujba și locul tău. Cum nu ți-o mai faci? Dumnezeu face să ți se miște scaunul. Asta și în lucrare, și Dumnezeu poate proceda așa și în societate. Dacă cineva, să zic, are un post undeva, Dumnezeu îl poate proteja în pofida oricăror încercări. Dar când nu mai este credincios, să se teamă că își poate pierde chiar serviciul. Dumnezeu îi poate ridica dușmani care să-l afecteze. Și în 1 Împărați 11, vă dau dovada, ținând cont că spre sfârșitul vieții, sau în a doua parte a vieții, Solomon n-a mai slujit întru totul Domnului, spune
1 Împărați 11 la versetul 14. Domnul a ridicat un vrășmaș lui Solomon, pe Hadad edomitul din neamul împărătesc ale Domnului. Și apoi, 23. Dumnezeu a ridicat un alt vrășmaș lui Solomon, pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său, Hadadezer, împăratul din Tsoba. Ce bine a fost câtă vreme a fost pace și liniște în țară. Amintiți-vă și când am vorbit de David. Câtă vreme a fost credincios, nimeni n-a avut ce-i face. Când a greșit, l-au dat jos de pe scaun. Să trecem la un alt subpunct. Experiențele spirituale ale împăratului. 1 Împărați 3. Poate fiecare din noi avem un mesaj din partea Domnului în care Dumnezeu ne-a vorbit ceva pentru viața noastră, un lucru major. Aici Dumnezeu i-a dat un mesaj pentru tot restul vieții. I s-a arătat în noaptea aceea, spune versetul 5, și Dumnezeu a zis, cere ce vrei să-ți dau. Și în continuare, spune versetul 10, cererea lui Solomon a plăcut Domnului, el a cerut înțelepciune să judece cu dreptate poporul în slujba în care era, și Dumnezeu îi făgăduiește de la versetul 11, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogăție, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Cred că fiecare om, în mod special la tinerețe, își dorește ceva pentru viață. Dar și Dumnezeu are un plan pentru viața noastră. Vor coincide cele două planuri? Dacă ne subordonăm lui Dumnezeu, trebuie să-L acceptăm în felul în care vrea să se împlinească planul Lui. Să luăm o situație. Tânărul Saul din Noul Testament, el de mic a avut o viziune, s-a dus la școală și a fost plin de râvnă. N-avea egal în Țara Sfântă. A corespuns planul lui cu planul Domnului? Nu! Dumnezeu avea alt plan cu el, l-a lăsese din pântecele mamei lui să-l facă apostol. Și știți ce confruntare puternică a fost pe drumul Damascului și în cele 3 zile de orbire și post, până să îi fixeze Dumnezeu planul lui și să anuleze planul lui Saul. În cazul lui Solomon însă a fost o coincidență. Solomon ce a cerut, ba încă mai înalt, a vrut Dumnezeu să-i dea. Rugați-vă Domnului să știți pe ansamblu care este planul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Eu am întâlnit oameni care ei cred că Dumnezeu va face cu ei ceva și la 20 ceva de ani nu se adeverește și la 30 și ceva de ani încă speră și unii bătrânesc și tot nu se mai împlinește ce ei vor. Ei cred că în asemenea situații Dumnezeu nu le-a vorbit sau le-a vorbit și ei n-au vrut să asculte. Dumnezeu ține cont și de dorința noastră, dar nici nu-i bine 100% să facă Dumnezeu după cum vrem noi. Este bine să-i dăm lui Dumnezeu pachetul majoritar de acțiuni, să decidă El și dacă în bunătatea Lui ne permite și nouă o anumită parte decizională să fim rezervați. După acest mesaj de la debutul vieții, din tinerețe, în general, cu mici excepții, atunci le vorbește Dumnezeu oamenilor. La unii le-a vorbit de copii. Solomon a avut parte de mesaje din partea Domnului. Și este foarte important să ținem cont de mesaje. Mai dacă ținem cont de ce este în Biblie, mesajele erau mai rare, dar capitale. Că uneori și cu multe prorocii te poți încurca. Nu mai știi care e planul lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu a vorbit aici, deci, în capitolul 3. Dacă ținem cont de ceva ce spune în capitolul 6, versetul 11, se pare că pe parcurs i-a mai vorbit odată, Domnul a vorbit lui Solomon și i-a zis, tu zidești casa aceasta, din nou îi reamintește obligația lui de a umbla în căile Domnului. Însă ceea ce este clar, în capitolul 9, versetul 2, după ce finalizează lucrarea, are parte de o nouă revelație. Și în versetul 3, Domnul le-a zis, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Rețineți, prima dată Domnul i s-a descoperit în urma cererilor lui, aduse împreună cu jertfe. A doua oară, în urma cererii lui, acelei rugăciuni memorabile, însoțită de acel număr nenumărat de jertfe. Amintiți-vă și din cartea prorocului Daniel că a avut parte de adresări speciale prin îngeri, dar astea nu se nasc așa simplu. Câte zile a stat Daniel în post și în rugăciune ca Domnul să-i se descopere. În general, Domnul se descopere în urma rugăciunilor noastre. Amintiți-vă de părinții lui Samson, s-a rugat și a zis, Doamne, fă să se mai arate omul acela care s-a adresat soției, să știm exact ce avem de făcut. În aceasta a doua adresă către Solomon, Domnul îi promite total pentru lucrarea de la templu, pentru rugăciunile și închinarea de acolo, dar îl sesizează foarte tare
asupra tentației de a se abate. Și spune de la versetul 6, dar dacă vă veți abate de la mine, versetul 7, voi nimici pe Israel și casa aceea va ajunge o casă de pomină, de ruină, ceea ce a și ajuns. Mai târziu, în capitolul 11, din nou îi vorbește Domnul la Solomon. 11:11, de data aceasta, după ce păcătuise, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Ați văzut cum i-a vorbit Dumnezeu? Zidește casa, umblă în căile mele. Tu o zidești, dar fii atent să fii și pocăit. După ce a terminat-o din nou și mai târziu, iarăși potrivit cu situația lui. Dumnezeu ne vorbește la fiecare moment potrivit cu starea noastră. Atât în ce privește vorbirea lui Dumnezeu către el, mesajele acestea, un alt subpunct, relațiile împăratului. Vedeți, noi avem relații cu unii dinăuntru, pentru el cu cei din Țara Sfântă și apoi din afara granițelor și pentru noi din afara sferei bisericii. Și de la Solomon putem învăța cum să ne comportăm cu ei. De exemplu, înăuntru a avut prieteni, prorocul Natan, preotul Tzadok, comandantul oștirii Benaia și ei l-au sprijinit în toate. A colaborat cu ei și au fost de mare ajutor. A avut însă adversari, Adonia, Ioab, Abiatar, Shimei. Și tatălui David îl atenționează. Vezi, de oamenii aceștia trebuie să te debarasezi, că ei sunt greșiți, tu ești tânăr și ei te pot afecta. Și el, după îndrumarea dată de tatăl său, vă citesc versetul din 1 Împărați 2, versetul 6. Fă după înțelepciunea ta, acesta era sfatul, și scapă-te de oamenii aceștia. Pe Abiatar l-a trimis la moșiile lui la țară, l-a scos la pensie. Pe ceilalți i-a lăsat liniștiți până când au greșit fiecare și atunci au omorât pe Ioab, pe Adonia și pe Shimei. Acum ne întrebăm cum trebuie procedat în Noul Testament. Cu prietenii știm, trebuie să colaborăm. Dar ce să facem dacă avem adversari? Fiindcă și în Noul Testament, după cum și Domnul a avut dușmani și opozanți, la fel au avut și apostolii. Pavel pe unde a umblat? Iudeizatorii au fost împotriva lui. Și Pavel îndeamnă în 2 Timotei capitolul 2, astfel, versetul 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe dacă sunt unii care îi ai împotrivă în lucrarea care o face. Și să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduințe răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. În nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voie. Să facem totul pentru recuperarea lor. Dacă în ultimă instanță sunt unii lepădați sau ajung sub influența diavolului, cu aceștia trebuie să fim atenți. Pavel a recurs la un moment dat, spune în 1 Timotei 1:20, la o măsură drastică, când zice despre unii căzuți de la credință, din numărul lor sunt Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Și în Corint știți că Pavel a mai dat pe cineva sau a mai hotărât împreună cu cineva să fie dat pe mâna satanei. Dar asta a făcut-o el și ar putea să însemne darea aceasta pe mâna satanei, o scoatere de sub protecția lui Dumnezeu, o punere deoparte și o rupere a relațiilor cu acele persoane. Și tot despre Alexandru sfătuie pe Timotei astfel, 2 Timotei 4, cu 14 și 15. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău, Domnul va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Îmi vine în minte o prorocie care a fost într-o biserică despre niște împotrivitori. Era un mesaj prin care le-a specificat că doar unul este lepădat de la fața Domnului. Și cu ceilalți, cei din slujbă, trebuie să se poarte frumos pentru a fi recuperați, că Domnul și lucrarea are nevoie de ei. Adevărații adversari în biserică nu sunt cei care nu sunt de acord cu felul meu de lucrare.
Adevărații adversari sunt aceia care sunt împotriva lucrării lui Dumnezeu și a învățăturii sănătoase. Ceilalți, poate că au un alt punct de vedere asupra felului în care trebuie desfășurată lucrarea și de care trebuie să ținem cont, dar adevărații împotrivitori sunt aceia care nu îi se împotrivesc nouă și Domnului și învățăturii curate. Și de ei trebuie să se păzească unii, iar cei care sunt în autoritate trebuie să ia decizia de a fi scoși din biserică. Adică puși deoparte, altă măsură mai severă nu cade în competența noastră să luăm. Cât despre cei de afară, spuneam că unii pot să ne fie prieteni. Și Biblia spune și în Noul Testament, cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. De exemplu, cu Hiram, împăratul Tirului, Solomon a avut bune relații. El a trimis materiale, i-a trimis lucrători, el în schimb i-a dat bunuri agricole, dar au rămas fiecare cu religia lui, nu s-au amestecat. Împărăteasa din Seba a auzit vorbindu-se de Solomon și a venit la el. Dar Solomon nu s-a dus la ea în vizită. Că dacă unii vin la noi la biserică, ne bucurăm, dar nu putem să mergem și noi la locurile lor. Dar în schimb cu cei de afară, a avut Solomon o relație negativă cu acele împărății de unde a luat fete și s-a căsătorit. Că una este să te împaci bine cu vecinul și cu sefii de la servici și alta este să te încuscrești. Prima variantă este posibilă, a doua sub nicio formă. Și acolo unde s-au încuscrit, s-a dat dovada clară ulterior de evenimentele care au venit că Solomon a greșit. Nu a fost greșite relațiile cu Hiram, dar cu Faraon, din care a rezultat căsătoria, au fost total negative. În ce privește templul, îi se și spune uneori templul lui Solomon, citim în 2 Cronici. Solomon, ca și David, în prima parte, s-a dăruit mult pentru templu. A implicat poporul. A fost o lucrare de anvergură națională. Solomon a poruncit să-ți dească o casă numelui Domnului și o casă împărătească pentru el. Apoi, în 3:1, Solomon a început zidirea casei Domnului Ierusalim pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în area lui Ornan Iebusitul. Și apoi, în 5:1, este descrisă deja isprăvirea lucrării. Nu îi se poate reproșa nimic lui Solomon că n-ar fi făcut ceva pentru templu. Însă, dacă Solomon a dat totul pentru templu, nu s-a dat pe el întru totul templului, ceea ce David a făcut-o. De exemplu, citim în 8:11, Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David, în casa pe care o zidise, căci a zis, nevastă mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. Deci Solomon știa că templul e sfânt, dar el acasă la nevastă sa știa că nu e un loc sfânt. El nu s-a dedicat în totul locului sfânt. Și mai apoi, în felul în care a construit celelalte altare pentru soțiile sale, s-a dovedit că Solomon avea și prezență la templu și prezență în celelalte locuri. Și chiar cu gândul acesta vreau să trecem la cea de-a doua parte, unde vom face câteva referiri la nebunia de care a dat dovadă Solomon, măcar că el însuși scrie în cartea Eclesiastului în capitolul 10 că puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Și este o durere chiar dacă suntem familiarizați cu istoria asta când te gândești la el. Dar durerea asta e mai mare când o trăiești tu sau cei de lângă tine. Să ai parte de asemenea haruri, să ți se adreseze Dumnezeu, un asemenea local, singura casă de pe pământ pentru Dumnezeu în vremea aceea. Și totuși el dă dovadă de anumite nebunii. Și am împărțit astea în două, greșelile tinereții și apoi greșelile bătrâneții. Ce privește greșelile tinereții, 1 Împărați 3, versetul 3 și 4. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțime. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Înălțimile sunt condamnate, vom vedea noi, la toți împărații lui Israel. Și Solomon le-a practicat și la David nu le găsim. Există din tinerețe la Solomon o tentație de a împrumuta din lume, de a încerca să împletească lucrurile sfinte în sacralitatea lor cu lucrurile lumești, cărora să le dea o formă creștinească, am zice noi. Da, poate zice cineva, dar pe înălțime i s-a arătat Domnul. Da, fiindcă Dumnezeu s-a uitat la sinceritatea inimii lui în acel moment. Nu a încurajat Dumnezeu prezența pe înălțime. Vom vedea că înălțimile l-au costat mai târziu. Tinerii încearcă să împletească aceste două domenii. Să împace spiritualul, însă
să păstreze o anumită formă sau anumite tipare care sunt lumești. Asta a încercat Solomon la tinerețe și a mers o vreme. O altă greșeală care el a făcut-o, cea mai capitală, a fost căsătoria în afara graniților Israelului. Ce l-a condus pe Solomon la ideea asta? De ce a recurs așa? Putem să admitem câteva supoziții. Așa s-a făcut de mai multe ori în istorie. Se încuscreau casele regale pentru o bună vecinătate în plan politic și militar. Apoi, Solomon, în deslănțuirea poftelor lui, a vrut să încerce fete din toate neamurile și toate soiurile și să adune toate culturile la el acasă. Și aceste căsătorii l-au costat total. Spune în capitolul 11, de la versetul 1, și încercați să vă imaginați tragedia lui Solomon. În capacitatea lui, spune Biblia, că a încercat-o pe fiecare să vadă lui ceva bun în ea. Știți că împărații, deși aveau un harem întreg, dădeau cinstea principală vruneia care îi plăcea mai tare. Și el le-a încercat să vadă, e ceva spiritual, e ceva bun în fiecare. Și declară apoi în cartea Eclesiastului că n-a găsit una. Și aici în 11:1, împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon. Moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite. Și știți că în vremea aceea fiecare fată venea cu ala ei, cu slujitoarele ei, cu tot tamtamul ei religios, care făceau parte din neamul despre care Domnul zise copilul Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi. Deci astea te gata, nu numai dacă te duci tu jinere și dacă au dus pe ea noră, rezultatul e același. Ori te duci tu la ele, o vine la tine. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. Monstru acesta care și astăzi face animale din oameni, așa zisa iubire, care nu este iubire, că este o dezlănțuire a poftilor, a avut de neveste 700 de crese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au bătut inima. Păi nu trebuie decât una să-l bată la cap într-o zi. Și câte 3 ani de zile era capul calendar, cum spune noi, și după ce numai de la capăt s-o fi luat iară până când l-au terminat. Poate fiecare și-o fi expus religia ei, poate fiecare a avut, știu eu, tâmpenile ei și așa mai departe. Greșeala asta a făcut-o la tinerețe. Le tot spunem noi tinerilor, Solomon a fost tânărul fără reproș până nu s-a însurat. Nu găsiți greșeli la el până în pragul însurătoare, dar a greșit la căsătorie și n-a rezistat. În ce privește greșelile bătrâneții, chiar dacă el în final își revine, spune cartea Eclesiastului, și își dă seama că era datoria lui să fi păzit poruncile și nu și-a plătit datoria. La bătrânețe avea mari datorii, deși era foarte bogat. Spune Biblia aici, de la versetul 4, când a îmbătrânit Solomon. Deci el a numit greșelile bătrâneții. Nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul la Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, cum am citit deja. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jerfe dumnezeilor lor. Imaginați-vă când s-a apucat Solomon să facă alte temple. Oare nu i-or fi zis cei din jur, împărate, ce faci? Nu ne-ai învățat pe toți, nu au venit oameni din toate țările lumii și au zis că, și tu ai spus că nu e alt Dumnezeu decât acesta, acum ce e cu anexele astea? Și cine fi răspuns Solomon? Probabil o fi fost dur, că în vremea fiului său Roboam se spune că îi bătea cu bice, nu știu cum, dar s-a asistat la o seducere a lui. Și astăzi se registrează astfel de seduceri la unii la bătrânețe. Chiar mi-amintesc când cineva mai tânăr se mira de părinții lui, care l-au bătut și i-au cerut să fie pocăit, și astăzi, fiind plecați în altă țară, ei se comportă altfel de cum i-au cerut lui când era copil. Deci se poate cădea spre bătrânețe. Dar de regulă, greșelile debutează în tinerețe, numai cu vremea, ca orice boală netratată, se agravează și în final aduce moarte. Idolatrul Solomon. Așa că, după cum se poate spune templul lui Solomon cu referință la templul sfânt, se poate spune templele lui Solomon sau a nevestelor lui, în care nu numai că ele s-au închinat, a ajuns și el
să se închine. Și spune aici în versetul 9, Domnul s-a mâniat pe Solomon și în supărarea lui a zis, îți rup împărățirea. Și dacă nu o rup acum până ești tu bătrân, nu pentru bătrânețea ta nu o rup, pentru tatăl tău David, că altfel de la tine aș rupe-o. Și se pare că Solomon nici n-a ajuns să bătrânească, fiindcă a ajuns împărat foarte tânăr, cu 40 de ani. Tradiția iudaică spune că n-a ajuns nici 60 de ani, nu știm exact. Vreau să facem un apel în cartea Eclesiastului, capitolul 2, unde descrie el cu sinceritate apucăturile sale. De aceea vă spuneam că Solomon pentru templu a făcut tot, dar el nu s-a dat templului. 2 cu 1. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie. Gustă fericirea. Tatăl său spunea, și scrie în Psalmul 16, am zis, Domnului meu, tu ești singura mea fericire. Solomon a vrut să guste și altceva. Și toți care vor să guste și altceva, se intoxică, o să tot guste și nu o să mai găsească binele. De ce, spuneam noi la unul din studiile trecute, oamenii tot caută altceva, altceva, fiindcă nu se mai satură de nimic, că nu-i bun. Că au părăsit, cum spune Neremia, izvorul apelor vii și au săpat puturi străcate care nu țin apă. Am zis râsului, este o nebunie și veselie, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmâi cu înțelepciune, credea el, și să stărui astfel în nebunie. De ce am zis nebunia lui Solomon? Că el însuși a declarat că vrea nu numai să încerce nebunia, să stăruie nea, până voi vedea ce este bine să facă fii oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Dar ideea aceasta să stărui în bine și în rău, vă amintiți de unde datează? E diavolul în grădină i-a promis omului, vreau să-ți arăt și binele și răul. Era deja satana vârât la inima lui Solomon, să încerce și binele, să încerce și răul. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi. Și enumeră el, mi-am cumpărat rob și roabe, copii de casă, cântăreți, cântărețe, aur, argint și desfătarea fiilor oameni, o mulțime de femei. Versul 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Observați la Solomon lipsa bucuriei pe fondul decăderii spirituale? Nu asta e societatea de astăzi? Tind spre un apogeu. Solomon l-a atins, dar ei nu i-au făcut o vizită ca împărăteasa din Seba, să știe. Și în culmea împlinirilor sale, imaginați-vă ce-și dorește un om firesc. Să aibă de toate, aur, argint, să zicem, conturi pline. Vedeți cum își oamenii, mai cu seamă în alte țări, o vilă, două, undeva, piscină sau un lac, o embarcațiune, știu eu, alte mijloace de transport aerian, terestru, să-și aibă acum cu televiziunea și cu celelalte mijloace de aducere în casa, veselia, distracții. Cam asta și-o dorește Solomon, că altceva ce poți să-ți dorești din lume, nu? Ce are lumea? Și în culmea desfătărilor sale, el spiritual a decăzut. Bănuiesc că acele neveste cereau ospețe, cereau distracții și el săracul, știți, bietul Ahasveros, cu una singură i-a cerut să meargă și azi și mâine. Dar lui numai câte o zi, dacă îi prescria fiecare, nu se mai găteau ospețe. Și la el bunurile erau din belșug. Și pe fondul acela el declară și cuvântul cheie al cărții Eclesiastului este deșertăciune. Adică, eu cred că seară de seară și dimineață de dimineață Solomon era numai obosit și desnădăjduit și iară o lua de la capăt și seară pune armele jos, în frânt. Aceasta a fost viața lui. Cam așa își doresc creștinii moderni să aibă și un templu frumos, o biserică mare, fastoasă, ca Solomon, dar să se bucure și de toate celelalte. Și de regulă se pierde cu viața aceasta duplicitară. Vreau să încheiem punctând concluziv două idei din viața lui Solomon ca împărat. Prima, câtă vreme s-a dedicat templului și Domnului, totul a fost bine. Când a acceptat și alte temple, totul s-a ruinat. Și aici spune, de la versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, sau ce legătură al cel credincios cu cel necredincios? Solomoane, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Cum se împacă? Să ne imaginăm
așa ca și oricând, fiecare om are un înger sau cel puțin niște îngeri care răspunde oameni. Când Solomon mergea la templu, îngerii erau în jurul lui. Când trecea valea să se ducă pe cealaltă înălțime, îl lua îngerul celălalt în primire, nu? Gardianul. Și îngerul Domnului ce făcea? Își predau ștafeta de la unii la alții? Nu se împacă templul lui Dumnezeu cu idoli. Cine vrea să-i slujească lui Dumnezeu, să rămână legat numai de templul Domnului. Și cea de-a doua idee, în Luca 12, este prezentat un bogat. Evident, nu detalia lui Solomon, pe el nu l-a mai egalat nimeni, dar unul căruia îi rodise țarina și ea un nepoțel mai mic al lui Solomon. Și a zis el, suflete, mănâncă, bea, veselește-te. Nu-l ajungem noi pe Solomon, dar măcar. Și Dumnezeu l-a chemat la raport și se face o concluzie în versetul 21. Tot așa este și cu cel ce-și adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Unora Dumnezeu le dă mai multe, altora mai puține. Dacă te bucuri de ce ai cu Dumnezeu, fără să le lași să treacă astea pe locul întâi, poți. Dacă nu ți-a dat atâtea, sărăcia spunea cineva că este virtutea care dă voie sufletului să se înalțe mai sus. Bogăția de multe ori te ține la sol, fie că e vorba de bogățiile solului, fie de ale subsolului, dar noi trebuie să rămânem deasupra lor și ce le sufletești să primeze. Uneori, mai cu seamă pentru cei care n-au, sau poate pentru tineri, devine așa o aviditate, o sete să aibă ceva. Să ceară Domnului, Dumnezeu pe unii binecuvintează, dar nu cumva să se scape pe panta și în greșeala lui Solomon. Domnul să ne cerceteze pe toți, de la cei care sunt în frunte până la ultimii, și să ne facă să înțelegem cu înțelepciune tot ce a avut bun Solomon și cu mare atenție să ne păzim de ce a fost rău. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.